asemenea, mai trebuie menționat și este important pentru că e o problemă cu care ne confruntăm des la pacienții noștri. Sunt unii pacienți care, fiind alergici sau nesuportând tratamentul alopat, apelează la medicina alternativă. Sunt însă alți pacienți care ne întreabă dacă trebuie să renunțe la medicație, la raze, la radioterapie, la citostatice. Nu. Nu trebuie să renunțe. Se armonizează cele două terapii. Nu se exclud. Dimpotrivă, vor observa că suportă mai bine impactul cu metodele invazive de tratament sau toxice. Și răspunsul este mult, mult îmbunătățit, iar perioada de vindecare mult scurtată. Încă o problemă care trebuie spusă aici este aceea că pacientul trebuie să revină periodic la medicul de unde a procurat asemenea dispozitive, ca în situația în care starea lui și în mod sigur se îmbunătățește, medicul să-i schimbe tratamentul alopat pe care îl are, adică să-i dea o pastilă mai ușoară, să-i dea o cantitate mai mică de medicamente sau chiar unele din ele trebuiesc eliminate, fiindcă pe parcursul folosirii acestor dispozitive, acest tratament alopat este eliminat prin faptul că organismul revine la starea de normalitate. Dacă mai aveți ceva de spus aici, doamna doctor, vă rog. Nu, în general, așa se întâmplă. Pe parcurs, odată ameliorată afecțiunea, nu mai necesită tratament alopat. Și pacientul nu știe când să renunțe și cât să renunțe la acest tratament. De aia trebuie urmărit. Este obligatoriu controlul pe care toți suntem obligați să-l facem în cursul unei constatării unei afecțiuni. Asta nu exclude și alt tip de diagnosticare. Toate nu pot decât să confirme marea șansă pe care o dă pacientului în suferință acest dispozitiv inventat de domnul profesor, iar eu am șansa să constat efectul asupra organismului uman și modul în care poate să corecteze deficiențe majore care de multe ori nu-și găsesc explicația sau tratamentul. E, domnul profesor Dincă, domnule, dar explicați că totuși așa principial și în mare, orice plantă, inclusiv extractul de plantă, are o aură energetică, nu? Pe asta ați mizat? Nu. Nu am mizat pe aceasta. Aura energetică o au toate corpurile, indiferent că sunt vii sau nevii. Deci fiecare are o anumită aură, benefică sau malefică, fiindcă sunt și asemenea lucruri. Chiar plante care nu au o aură benefică pentru anumite organisme. Eu am mizat pe teoria vibrațională. Este vorba de forța a cincea lui stabilită de Einstein. Știți că am și scris o carte intitulată chiar Forța a cincea. Și, practic, este cunoscut faptul, aici chiar o rog pe doamna doctor, dacă spun prostioare, să-mi spună, fiindcă e domeniul medical și mă pice mai deloc. Este vorba că fiecare organ intern sau extern al nostru are o anumită vibrație, deci are o anumită energie vibrațională. Fiecare plantă are și ea, per global, o anumită vibrație, dar fructul are o anumită vibrație, floarea are o anumită vibrație, rădăcina are o anumită vibrație, tulpina are o altă vibrație. La fel și în organism. Inima are o anumită vibrație, plămânii o anumită și așa mai departe. Totul dă vibrația organismului respectiv. Prin multitudinea de plante pe care eu le am în aceste dispozitive, se formează un dispozitiv vibrațional extraordinar, care poate să acționeze, să-i zicem noi, impropriu spus, ca un mini-laser biologic, care are capacitatea să intre în vibrație cu organul respectiv, în același timp să ia legătura cu laserul universal din jurul nostru și să primească de acolo informatic vibrația pe care trebuie să aibă organul care nu mai lucrează cum trebuie sau organismul în totalitatea lui. Și atunci el vibrează pe ceea ce a primit din cosmos, obligând organul să-și revină la vibrația
normală, la vibrația originală pe care a avut-o când a venit pe lume. Deci în felul acesta lucrează dispozitivele. Deci el nu vindecă, el ajută organismul să se auto-vindece. Prin nuanțarea vibrației. Exact. Deci dacă el găsește în organul respectiv celule sănătoase, deci să nu se ajungă să se distrugă de totalitate organul, atunci acele celule încep să se dezvolte, să se multiplice și cele care nu sunt sănătoase sunt eliminate în timp, de-aia și tratamentul durează foarte mult, fiindcă este vorba de refacerea organului respectiv. Și vreau să vă mai spun, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, că noi nu trăim cu organele care ne-am născut. Deci nu avem inima de acum nu știu câți de ani. Din 7 în 7 ani avem un organism cu totul nou. Deci sistemul osos este nou, inima este nou, vasele de sânge, etc. Deci din 7 în 7 ani ni se reînnoiește. Dar când a intrat o boală într-un anumit organ sau în corp, el se înnoiește cu aceeași boală și chiar poate să accentueze boala. Dispozitivul meu face să se ajungă la vibrația inițială și să se elimine aceste disfuncții din organele interne. Și asta încercăm noi acum și prin studiile de la Cluj, să expunem o teorie unde să ajungem la o concluzie cum funcționează aceste dispozitive. Pentru că practica, experimentele au luat-o în cazul dumneavoastră înaintea teoriei. Nu este singurul caz în lumea științifică când practica a luat-o în anumea teorie. Să știți că sunt anumite lucruri care sunt de ani de zile și sunt neexplicate la ora actuală, cu toate că sunt foarte mult folosite. Păi vă dau eu un număr mare de boli cărora nu li s-a descoperit nici cauzalitatea, nici mecanismul, dar există medicații și tratamente care țin pe loc sau fac să regreseze. Sigur că fără să fie ridicată cortina de pe geneza bolii și mecanismele. Domnul Condurățeanu, sunt câteva afecțiuni care se spune în lume că sunt incurabile. Deci este diabetul, care se spune că odată bolnav de diabet nu te mai faci bine, dar poate fi ținut între anumite limite. Prin această metodă noi avem N cazuri, când vorbesc cazuri, vorbesc de mii și mii de cazuri, atât de oameni dependenți de insulină,